Eșecul din primul meci oficial al anului a agitat puțin apele în Ștefan cel Mare, însă atât conducătorii, cât și staful tehnic fac tot posibilul ca jucătorii să treacă peste acest insucces și să fie concentrați 100% la derbiul cu Steaua de sâmbătă. Flaviu Stoican va schimba modul tactic pentru meciul în Ghencea și va face schimbări în garnitura de start. Antrenorul lui Dinamo vrea să înceapă derbiul cu 3 mijlocași defensivi și cu un singur atacant, George Țucudean, spre deosebire de întâlnirea cu formația de la malul mării, când în linia ofensivă a apărut și Bilinski. O altă schimbare față de primul meci este și titularizarea lui Bărgrădean în poartă, după ce în partida cu Viitorul Naumovski a fost preferat de Stoican. Linia de patru fundași va arăta la fel, cu Rus, Grigore, Ticot și Filip, în timp ce lui Bobacar și Șerban li se va alătura la mijlocul terenului un alt închizător, brazilianul Elton. Bilinski va fi cel sacrificat, iar Țucudean va fi unicul vârf de careu, susținut din benzi de Matei și de Rotariu.